Bună seara, domnilor, domnilor, începe jurnalul zilei aici la TV Sud. Sunt Corina Dobruiu, haideți să urmărim care sunt principalele titluri ale ediției. Uite, banii nu sunt bani, fondurile alocate de la guvern pentru entitate energetică nu ajung în Gorj. Le furmărite ilegal la o primărie din Gorj, unde se întâmplă, vă spun imediat la știri. Sfârșit tragic pentru un bărbat, acesta a fost zdrobit de o betonieră. Detalii la jurnal. Complexul energetic Oltenia respiră aer curat cu bani de la stat. Compania a primit peste 400 de milioane de lei ajutor de restructurare, însă banii vor fi folosiți pentru cumpărarea certificatelor de CO2. Asta pentru că achiziționarea lor s-a transformat într-o adevărată povară pentru bugetul complexului energetic Oltenia. Guvernul a adoptat hotărârea privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de garant societății Complexului Energetic Oltenia în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru anul 2023. Astfel, compania va primi un ajutor de stat în valoare de 449 de milioane de lei pentru anul 2023. Potrivit comunicatului de presă al executivului, ajutorul de stat de restructurare sub formă de garanturi se acordă integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei și va fi folosit pentru achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru îndeplinirea obligației de restituire a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2022, corespunzătoare emisiilor de gaze provenite de la instalațiile societății cu scadență la data de 30 aprilie 2023. De asemenea, din suma aprobată se vor achiziționa certificate cu scadență la data de 30 aprilie 2024. Ajutorul de stat este acordat anual de la bugetul de stat prin bugetul aprobat în Ministerului Energiei, în limita prevederilor bugetare aprobate, și se aprobă prin hotărâri ale guvernului. Mai mulți salariați ai unei primării din Gorj trebuie să restituie banii încasați ilegal. Se întâmplă la Dănești, unde salariile anumitor angajați au fost mărite după bunul plac al primarului. Neregulile au ieșit la iveală după verificările corpului de control al prefectului. Și asta nu este singura problemă. Au fost sesizate și organele de cercetare pentru că primarul a semnat documente, deși figura că este în concediu medical. Corpul de control al prefectului de Gorj a făcut lumină în cazul salariilor majorate la primăria Dănești. S-a constatat că lefurile persoanelor din aparatul de specialitate al primarului au fost mărite ilegal. Raportul pe care l-am întocmit a cuprins mai multe constatări, mai multe deficiențe, dar ca și concluzii, cele mai semnificative au fost stabilirea indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică, o nerespectare a prevederilor legale, funcțiile de demnitate publică de primar și viceprimar al Comunei Dănești, stabilirea, majorarea nelegală a unor salarii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului Comunei Dănești, s-a dispus măsura revocării actelor administrative emise sau adoptate nelegal și recuperarea sumelor încasate cu titlul necuverit. Cetățenii din localitate au fost cei care au sesizat neregulile din primărie. Acțiunea de verificare a fost dispusă prin ordin al prefectului județului Gorj, urmare a petițiilor înregistrate în ultima perioadă de timp, în care au fost semnalate mai multe deficiențe în activitatea autorităților publice locale, a UAT Comuna Dănești. Reprezentanții corpului de control au sesizat și poliția pentru neregulile depistate în primărie. O altă problemă care a fost semnalată în petiții și care a fost confirmată este legată de semnarea unor documente, unor acte administrative în perioada în care primarul Comunei Dănești se afla în concediu medical, în luna mai 2022. În opinia noastră, așa am considerat că actele administrative sunt viciate de legalitate și am transmis raportul pentru continuarea cercetărilor către organul de cercetare penală, în speță IPJ Gorj. Angajații au beneficiat de aceste măriri salariale ilegale încă din luna decembrie anului trecut. Sunt restricții de circulație pe defileul Jiului, alpiniștii escaladează versanții și îndepărtează stâncile care stau să cadă. Drumarii au luat decizia de a executa lucrări de derocare pentru că pe acest tronson de drum tot mai mulți bolovani ajung pe carosabil, punând în pericol viața participanților la trafic.
Stâncile periculoase de pe defileul Jiului sunt desprinse cu ranga și ciocanul. Doi alpiniști au ajuns în zonă și iau la pas versanții pentru a verifica dacă sunt pietre ce stau să se prăbușească pe carosabil. Doane, bolovanii de pe șanțul. Să-i luăm și pe aia, sau? Ne organizăm altfel. Misiunea alpiniștilor nu este deloc ușoară și asta pentru că ei au de verificat o suprafață de peste 30.000 de metri pătrați. Este o intervenție mai dificilă față de alte situații pentru că înălțimile sunt și de peste 100 de metri. Am avut o înălțime de peste, aici în zona asta o să avem o înălțime de peste 135 de metri. Întrebați-mă cum știm, avem corzi de 100 de metri și se termină înainte să ajungă jos. Avem instrumente optice cu care măsurăm, dar din cauza vegetației aici nu o să putem să le utilizăm, dar măsurăm coarda. Avem coarda de 50 de metri și de 100 de metri. Și de obicei coarda nu ajunge până jos și atunci știi că ai depășit 100 de metri liniari. Peste 60 de metri cub, dacă mi-aduc aminte de material rezultat pe care l-am dus deja la district. Pentru ca șoferii să nu fie în pericol, au fost impuse restricții de circulație în zonă. Da, am început pe ziua de astăzi. Urcarea o facem undeva la vreo 30-40 de metri față de șantierul inițial, pentru că este prea riscant. În zona aia s-a format și șleau de apă, de curs. Un torent acolo. Da, s-a format un torent și e prea riscant să urci pe acolo, pentru că nu prea ai de ce să te prinzi și prinzi piatra când coboară. Avem multă piatră, nu? Este foarte multă piatră. Serviciul ăsta de derocare este doar o soluție temporară. Soluția finală și cea mai recomandată și de noi sunt aceste plase de fixare sau barierele de siguranță care sunt deasupra, ele fiind cele care reușesc să facă într-adevăr. Să oprească, da, să sporească siguranța. Din păcate, exact. Avem și pe partea de sus de versant, care e depășită de zona noastră de protecție a drumurilor, unde nu mai suntem noi responsabili și acolo nu mai putem noi interveni. Noi am securizat cât de mult am putut, dar mai sunt zone unde, aveți dreptate, se mai poate lucra pe sus. Pentru a traversa defileul Jiului, șoferii trebuie să se înarmeze cu răbdare, pentru că traficul este oprit circa 10 minute. Șoferii trec cu teamă prin zonă, pentru că oricând se poate desprinde o stâncă de pe versant. Da, sunt pietre, dar na, ce să facem? Natura își face datorie. N-avem ce face. Trageți cu teamă pe aici, mai ales... Da, atenți, da, atenți și cam respectăm regulile, că e de respectat, n-avem ce face. Dar pericolul este potențial și se poate produce oricând, de pe versanți. Trebuie o protecție făcută pentru ca cei participanți la trafic să nu fie puși în pericol. Anul trecut, o persoană și-a pierdut viața după ce o stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste mașina în care se afla. Primarul localității Busuchin, Ion Ciocea, nu ratează niciun proiect finanțat din fonduri de la guvern sau prin fonduri europene. Ultimele investiții pe care edilul vrea să le realizeze au finanțări prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Lucrările la primul proiect accesat vor fi demarate la începutul săptămânii viitoare, iar primarul îi asigură pe cetățeni că localitatea va beneficia și de alte investiții. Primarul comunei Busuchin spune că deja a fost semnat contractul de finanțare-proiectare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny pentru modernizarea drumurilor, iar săptămâna viitoare vor demara și lucrările. Cam cap așa, la ora actuală, nu mai știu ce să vă spun sau să vă enumăr câte proiecte și ce îmi doresc să fac și ce mi-am dorit, pentru că, până la urmă, ce idei am avut de când am apărut acest PNRR și Anghel Saligny. Da, pe Anghel Saligny deja dau ordinul de începere luni, voi începe pe Saligny, iar că sunt unul din primarul fericiți care am reușit să am licitația. Licitația am avut-o pe clauză suspensibilă. Am terminat și proiectarea, deci am semnat contract finanțare, proiectare,
așa cum am dat ordine de începere, care este valoarea de 130 de miliarde, deci 13 milioane și în bani. Aici sunt fericit, pentru că noastră, la noi mentalitatea asta, când un primar scoate la licitație o sumă, un proiect, vin 5-6-7 firme și atât se ceartă, scandal, după aia contestații și ne bagă iarna. Eu mi-am luat măsură ca lucrările să le încep, iar când începe primăvara, și să le termin anul ăsta, să nu mă prind de iarna. Adică asta se fac lucrări mai bune, se fac în condiții bune, sunt vremea ține cu tine, până la urmă toate astea influențează calitatea lucrărilor. Primarul vrea să modernizeze și sursele de apă din comună. Al doilea proiect am apa, modernizarea tuturor surselor de apă din comuna Bustuichin și am vreo șapte gospodării. La fiecare uneam un puț, am și al doilea prevăzut, să măresc capacitatea și să am un debit. Debitul nu pot să-l schimb pentru că fiecare zonă are un debit, însuși prin studiile care se fac, dar vreau să-l fac la o mare adâncime și să măresc bazinul. Ciocea vrea să împrumute din experiența și priceperea sa și altor primari care vor să acceseze fonduri nerambursabile. Scandal în fața unui bar din Mătăsar după ce au consumat mai multe pahare cu alcool, trei tineri au început să-și împartă pumni și picioare. La fața locului a ajuns și poliția, care l-a încătușat pe agresor. Altercația a avut loc în fața unui local situat în localitatea Mătăsari. Agresorul, un bărbat de 37 de ani, după o discuție aprinsă, și-a luat la bătaie prietenii de pahar. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore sub acuzația de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. La data de 22 martie anul în curs, secția 3 Poliție Rurală Motru a fost sesizată prin apel de urgență de un bărbat din comuna Slivilești despre faptul că a fost lovit de un alt bărbat. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind că un bărbat de 31 de ani din comuna Slivilești, în timp ce se afla în fața unui local public situat în localitatea Mătăsari, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, ar fi fost lovit de un altul de 37 de ani din comuna Mătăsari, tulburând astfel ordinea și liniștea publică. De asemenea, bănuitul ar mai fi lovit și un alt bărbat de 50 de ani din comuna Mătăsari. În urma administrării probatoriului, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore pe bărbatul de 37 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Agresorul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propuneri legale. Un primar din Gorj vrea o întâlnire cu toți primarii din județ. Ion Ciocea, căci despre el este vorba, edilul din Bustuchin, susține că cea mai arzătoare problemă o reprezintă prețul la gunoi, care consideră că este prea mare. După majorarea tarifelor, primarul din Bustuchin susține că sunt localnici care se află în imposibilitatea de a plăti aceste dări, așa că vrea o reuniune cu edilii pentru a găsi o soluție. Primarul localității Bustuchin critică decizia de majorare a tarifelor pentru colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, care a fost luată în cadrul Asociației de Dezvoltare Intracomunitară în domeniul serviciilor de salubrizare Gorj. Încă de la 1 ianuarie, gorjenii din 40 de localități plătesc un tarif de 11 lei pe persoană, un preț prea mare, susține primarul Ion Ciocea. Nu este normal să vii să-i pui 11 lei. Ce face o familie? Chiar astăzi, uitați, aici citam această lege. Cum poți să-i ajuți pe oameni? Cum poți, pentru că 11 lei, gândiți, eu am o familie, de exemplu, are 6 copii și sunt 2 tată, soție care n-au venit. Ion Ciocea spune că vrea o întâlnire cu primarii care fac parte din conducerea ADIS pentru a discuta pe marginea acestui subiect. Să mergem la tonaj. Dom'le, ai luat la mine 5 tone, eu plătesc câte? 700 de lei sau cât este per tonă, dar nu mă pune să plătesc pe om. Pentru că eu plătesc, mi-ar convenit la tonaj. Sunt oameni care poate într-o săptămână dau. Dar vedeți, aici este un lucru pe care cei care sunt la societate, văd din palme că e bine mersile, bine banul, și discutăm și alte probleme, atunci ei dacă pun prețul ăsta așa pus, să-i venim, îi chemăm, chiar dacă unii au aprobat, o să convocăm și intrăm, facem un consiliu de administrație și am spus, mă duc eu, iau unul ca la Bengești, iau pe la Borăscu, luăm oameni care am trecut prin administrația asta, avem câte 20 oameni, 27 de ani. Da. Și atunci nu o să mai dai legea asta cu 11 lei. Asta a făcut.
Și le-am spus colegilor, băi fraților, sunteți în Consiliu. Știu că și aici ajung cam cine vrea ăștia ai mari. Pentru că nu îi place unul ca Ciocea care să le spună, băi, nu aveți dreptate. Sau eu nu aprob. Și acum nu sufer eu, că eu da, și cu ei, oamenii, dar sufer eu de ăștia, oamenii ăștia cu fără venituri. Primarul din Bustuchin vrea ca modul de stabilire a taxelor de salubrizare să fie modificat. O soluție ar fi plata gunoiului la tonaj. Și sfârșit tragic pentru un bărbat din Vâlcea, acesta și-a pierdut viața după ce a fost zdrobit de o betonieră. Accidentul de muncă a avut loc în această dimineață în localitatea Brezoi. Pompierii au fost solicitați să scoată victima de sub utilaj, însă din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru a o readuce la viață. Potrivit ISU Vâlcea, la fața locului au intervenit o auto specială de stingere, una de descarcerare și un echipaj izmurt cu 7 subofițeri de la stația Brezoi. Echipajele au extras victima, un bărbat de 49 de ani, dar aceasta nu prezenta semne vitale, medicii de pe ambulanță declarând decesul. Polițiștii anchetează acum cum s-a produs nenorocirea. Polițiștii din Brezoi au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană este prinsă într-un automalaxor. Din primele verificări efectuate s-a constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un bărbat de 49 de ani din localitatea Tomșan, județul Vâlcea, care, în timp ce repara la cabina unei autoutilitare, a fost prins în automalaxor. Echipajele smurt care au ajuns la fața locului au extras victima, iar ulterior au declarat decesul acesteia. În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, transmite IPJ Vâlcea. O anchetă a fost deschisă și de ITM Vâlcea. Gripa face victime un bărbat în vârstă de 71 de ani și a pierdut viața după ce a contactat acest virus. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt susțin că victima avea și alte boli și nici nu era vaccinat antigripal. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că este al cincelea deces al unui pacient cu gripă din județul Olt. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Olt, bărbatul de 71 de ani din mediul rural era confirmat cu gripă în urma unui test PCR. Tot datele furnizate de către DSP Olt ne arată că bărbatul avea boli preexistente și era nevaccinat antigripal, așa că virusul i-a pus capac. Tot mai mulți oameni sunt afectați de acest tip de infecție. La Olt, în săptămâna 13-19 martie 2023, s-au înregistrat 703 cazuri de infecții respiratorii acute cu 38 de internări, 409 cazuri de pneumonie cu 42 de internări și 7 cazuri de gripă. Autoritățile amintesc pe această cale de importanța imunizării împotriva gripei, vaccinul fiind cea mai sigură și eficientă metodă contra acestei infecții respiratorii, care se dovedește de la an la an tot mai periculoasă. Doamnelor, domnilor, urmează acum grupajul de știri pe scurt. Spectacol caritabil la Tismana împreună pentru Bianca se intitulează spectacolul la care vor participa artiști de renume. Pe scenă amplasată în localitate vor urca Claudia Torop, Roberta Crintea, Maria Loga, Alexandra Blaje, Andra Matei, Victorița Lăcătușu, Ion Drăgan, Ileana Lăceanu, Adiologu și Tantan Florin. Evenimentul este organizat de Primăria orașului Tismana alături de ansamblul profesionist Doina Gorjului și Casa de Cultură George Coșbuc. Toți banii din vânzarea biletelor și din urna mobilă care se vor aduna în urma acestui spectacol caritabil vor fi depuși în cont pe numele Biancăi, o tânără din localitate care suferă de o boală gravă. Biletele se pot cumpăra de la sediul Casei de Cultură de la Tismana, prețul unuia fiind de 20 de lei. Cetățenii municipiului Târgu Jiu cer ca autoritățile locale să amenajeze parcurile cu toalete. Locuitorii au semnalat faptul că în oraș sunt tot mai puține grupuri sanitare. Consilierii PSD din Târgu Jiu au luat în calcul sesizările făcute de oameni și au depus un proiect de hotărâre pentru construirea unei toalete publice în parcul din zona Lido. În referatul care însoțește proiectul de hotărâre inițiat de Eduard Lădaru, se arată că toaleta este cerută de locuitorii din zonă, care este foarte aglomerată în timpul zilei. Situație de tot râsul pe o stradă din Târgu Jiu, un troleibuz al societății Transloc s-a înțepenit într-o groapă. Pentru a-l pune în mișcare au fost chemați polițiștii locali, care au sărit imediat în ajutor. Singura soluție a fost ca să împingă troleibuzul. Momentul a fost filmat de cetățeni și postat pe rețelele de socializare.
Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Noi ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Rămâneți însă alături de TV Sud.